Of, am nisip în șlapi. Ce nervant e! M-am săturat, îi dau jos. Trebuie să iau cu mine. Azi trebuia să mă distrez, nu să mă enervez. Wow, uite cum și-a prins tipul ăsta sandalele. Eu de ce nu m-am gândit la asta? Ce tare e petrecerea asta! Stai puțin, vreau ceva de băut. Hei, vreți să vă umplu paharele? Fuh, ce bate vântul, îmi ridică fusta! Nu, băuturile și mâncarea! Bate prea tare vântul, hai să plecăm! Stați, nu plecați, am o soluție, vă promit! Am putea să-i dăm o șansă? Ce mă fac? O să plece toți! Trebuie să pot face ceva! Hai, de gândește-te la ceva! Nu mai am timp! Stai! Aia era o tavă de brioșe? Clar o să funcționeze! Hei, m-am întors și am tăvi de petrecere! Vedeți? Acum vântul nu mai poate dărâma nimic! Wow, ce idee bună! Ai salvat petrecerea! Ah, suntem gata de plajă! Hai să mergem! Prinde-o! Ce bine alergi prin apă și lovești mingea aia! Selfie la plajă! Ah, ce puternic e soarele! Oh, mă doare tot corpul! Oh, nu mă atinge! Sunt prea ars de soare ca să te ating! Ce ne facem? Stai! Cred că știu soluția! Avem planta asta de aloe vera! O putem folosi pentru a ne calma arsurile solare! O să folosesc un cuțit ca să o tai cu atenție în două! O, da! Uite ce de gel de aloe! O să-l scot cu o lingură! Perfect! Fix așa! Acum o să-l pun într-un blender. Pun capacul și îl omogenizez. Așa! A fost foarte rapid! Acum e mai lichid, deci îl pot turna într-o tăviță pentru cuburi de gheață. Fix așa! Și evident, mai e și pasul următor. S-o congelez! Cuburile de gheață din aloe sunt gata! Ok, ești atentă? Uite! Răcoresc și vindecă! Aloe vera e grozavă pentru arsuri! Uite, pielea mea arată deja mult mai bine! Nu cred! Dă-mi-l și mie! Avem o tavă plină! Ia și tu un cub! Vai de mine! Așa de cald! Trebuie să mă răcoresc! Ah, suc! O să mă ajute? O să iau doar o guriță! Habar nu o să aibă ea! Ce bun e! A mai rămas doar o picătură! Ar fi păcat să o irosesc! Ce răcoritor e! O să pun doza asta la loc! Crima perfectă! E timpul pentru o baie în mare! Ah, îmi place să fiu lângă mare! Ce somn grozav a fost! Trebuie să beau ceva! Hă? Goală? Unde mi-e sucul? Pun pariu că ea l-a băut! Unde e? Ar fi trebuit să-mi aduc rățușca de cauciuc! Îi arăt eu ei! Trebuie să sap o groapă! Aș fi vrut să am o găleată și o lăpată! Ar fi fost mult mai simplu! Oare o fi o comoară aici? E grozav, dar ar trebui să mă usuc! M-ai văzut în... Stai așa! Unde s-a dus? Poate s-a dus să mai asuc! Te-am prins! Te rog, nu mă răni, monstru al disipului! Te rog, urăsc plaja! Ce distractiv e vara cu cortul! Mai ales dacă organizezi și un picnic delicios! Ia să beau ceva! Ah, dorm atât de adânc când sunt în mijlocul naturii! Puh, de la mine vine! Miros urât! Hei, voi folosi astea ca să mă spăl!
O să atârn punga asta plină cu apă de o ramură. O să-i dau câteva găuri și apoi cu puțin șampon fac un duș în aer liber. Ce faci acolo? Ce curat ești! Poftim, bea o cola! Hei, vrei să intrăm în apă? Stai! Stai puțin! Nu putem să ne lăsăm lucrurile nesupravegheate! Cineva ne-ar putea fura banii! Hai, dreptate! Hai să le verificăm! Uite-le! Se pare că nu mi-au dispărut banii! Și totuși, ce facem? Hei, cred că putem folosi peria asta! Uite, scot partea cu perii! Apoi împăturez bancnotele, astfel încât să intre perfect în perie. Apoi pun la loc partea cu perii. Vezi? Și îmi pot peria părul în continuare. Hei, periază-mi și mie părul! Uite, un câine flocos! Hei, Cuțu, o să te periez! Oh, ce cuminte ești! Îți place, nu-i așa? Uite ce de blană! Peria e în continuare funcțională! Da, să nu mai folosești pe propriul păr, dar ai ascuns banii de minune! Acum putem înnota în mare în sfârșit! Au plecat! Ia să le fur banii! La naiba! N-au nimic aici! Și peria asta? Ce grețos, cât păr! O șterg de aici! E timpul să mă relaxez! O zi de lenăveală în care mă uit la canalul meu preferat! Ce amuzant e! Bună, dragule! Salutare, bunico! O să-mi înceapă programul! Acolo era telecomanda! Ești bine, bunico? Ce de butoane! Am reușit! Clasicele! Nu le mai fac așa acum! Pentru că sunt plictisitoare, dar bunica e fericită! Se aude prea încet! Cum dau mai tare? Vorbiți mai tare! Încă șoptesc! Bunico, e foarte tare! Ce ai zis, dragule? Bunico, am șters-o de aici! Mult mai bine! Trebuie să-și dea mai tare volumul aparatului auditiv! Poate reușesc să mă uit acum! E totul ok, bunico? Îmi fac ceva de mâncare! Asta-mi trebuie! Ți se face foame când te uiți la un film clasic? Drăguț, poți să te grăbești? Ai zis ceva? Secretul unor ouă bune e să le bați! Durează! Nu aud sonorul! Bunico, gata! Așa mai merge! În sfârșit, pace și liniște! E prea mult soare! Nu văd ecranul! Nu o să meargă! Ochelarii mei de soare! N-au făcut nimic ăștia! E tot prea mult soare! Salutare! Ok, a fost ciudat! Nu o să mă mai uit niciodată la asta! Stai puțin! Știu ce să fac! Am nevoie de cutia asta! E poziționată bine, așa că trebuie doar să-mi pun laptopul în ea! În sfârșit! Acum pot să văd totul! Ești atât de slab! Ia-o, fursec! Ok, mulțumesc, bunico! Ce frumos e azi afară! O să am o după-amiază perfectă! O să mă relaxez, o să stau la soare și o să citesc! Wow, se face cald, nu glumă! Un selfie și o gustare! Of, ce cald e! N-ar strica ceva dulce după chipsurile astea? Nu! Mi s-a topit ciocolata! Și sticla de Sprite frige!
Asta mi-a cam stricat după amiaza. Dar cred că pot face ceva. Ok, mi-am luat cutia și o să-i pun niște folie pe fund. Folia asta e termoizolantă. Păstrează chestiile așa cum sunt, fierbinți sau reci. Așa, am acoperit toată cutia. Acum am nevoie de un burete. L-am pus într-o pungă și voi adăuga niște apă. O să sigilez punga. Acum o să o bag în congelator. Așa o să înghețe bine de tot. E gata! O să-l pun în cutie alături de ceilalți bureți. Ce bună e cartea asta! Și ce cald de afară! Ia să beau ceva rece! Ah, ce răcoritoare e! Geanta mea frigorifică improvizată a funcționat! Ce parc frumos! Mă bucur că am ales să merg la plimbare! Ce-a fost asta? Ah, la naiba! Mi-a căzut înghețată pe pantalon! Serios? M-am așezat pe o gumă? Ce nervant! Asta e, n-am ce face. Trebuie să mă schimb. Ia să vedem. Unde m-aș putea schimba? N-am unde, evident. Asta e, o să mă schimb aici. Dar nu vreau să mă vadă nimeni. O să trag pantalonii pe un picior, apoi îi trag către celălalt picior. Ok, acum bag celălalt picior. Perfect! Acum am pe mine pantalonii curați. Deci îi pot da jos pe cei murdari. Așa, acum am iar haine curate. Nu bate nițel citit vara. Hei, Steven! Trebuie să citești cartea asta? Ah, mă rog, cum spuneam? Sunt țar prost! Uh-oh! Simt cum apare o umflătură. Ia uite-o! De ce insectele mă atacă mereu pe mine? Steven? Nu vreau să te sperii, dar țânțarul a aterizat fix pe fruntea ta! Lily! Ah! Ce se întâmplă aici? Zici că suntem devorați de vii! Și vin și mai mulți! Cum să-i facem să ne lasem pace? Fugi! Cum să mai stăm afară? Sunt plină de bube roșii care mă mănâncă! E mai rău ca atunci când am avut varicelă! Ce tristețe de vară! Ia uite! Frate! Hei! Pasta mea de dinți! Crezi că asta ne-ar putea calma? Să încercăm! Pune o picătură pe înțepătura ta! Da, pe toate! Aproape că o ratasem pe aia! Ești sigură că o să meargă, Lily? De ce nu ai niciodată încredere în mine? Îți voi demonstra! Doar o mică bulină și mâncărimea se va opri în sfârșit! Ok! Dar după câteva minuțele, înțepătura aia va fi o amintire! Wow! Doctorii știu de trucul ăsta? Nu ți-am zis eu să ai încredere în mine? Acum putem să stăm în curte iar! Fără să ne mai facem griji de bubele astea! Să mai punem niște paste de dinți pe lista de cumpărături! Ah, ce cald și bine e aici! Ar trebui să intru puțin în apă! Ah, ce frige nisipul ăsta! Au, la naiba! Ce mă fac? Sunt captivă pe prosop! Wow, cum arată! Oh, e uimitor! Nu-mi pot lua ochii de la ei! Vai, vine spre mine! Hei, am venit să te salvez! Uite, pășește pe jucăriile astea, Pop-It! O să-ți protejeze tălpile! O să le mut pe măsură ce faci câte un pas! Funcționează! Aproape că am ajuns la apă! Fiu, am reușit! Am scăpat de nisipul arzător! Mulțumesc foarte mult pentru ajutor! Ce zi minunată! Soarele e sus pe cer, mă simt bine, părul meu e grozav, e timpul să mă relaxez la piscină! Sper să-mi observe lumea părului mitor! Ha? Nu, cât sunt eu aici! Trebuie să porți o cască de not! Poftim! Dar părul meu e așa de drăguț! Și casca asta e urâtă! Atât de strâmtă! Nu te mai prosti și pune-ți-o! Aproape! Aproape! Nu sunt plătită suficient pentru asta! Bine, lasă-mă să te ajut! Dă-mi aia!
Privește! O să bat casca în apă. Așa. Acum o să țin deasupra părului tău minunat. Și îi dau drumul. Ce rece e! De ce ai... E pusă? E pusă! Ce cool a fost! Mersi! Îmi fac și o meserie, doamnă. Ghiulea! Căldura asta mă ucide! Asta e mult mai ușor de cărat. Sunt transpirată toată. Probabil că mi s-a dus și rujul. Gata, mult mai bine. Sper să nu se topească. Ia, să pornim spre căldură. Ah! Bună, Betty! Oh, doamne, ia uite ce pete de transpirație! Ce jenant! Dar am ceva ce mă poate ajuta! Domnul Protect Slip în ajutor! Întinde-ți sutienul și lipește un Protect Slip pe fiecare cupă! Gata! Dar între timp, hai să scăpăm de petele astea disgrațioase! Adio! Ce simplu! Acum, înapoi afară, la căldură! S-a făcut și mai cald? Eh, n-am de ce să-mi fac griji! Le-am luat special pentru tine, frumoasă! Ce drăguț! Nu transpiri iar, nu? Protești slipurile alea, sper să țină pe durata cinei! Zicea că o să fie aici! Unde e? Ah, bună! Iubire! Vin! Vai! Cade! Nu! Vorbeam serios, sincer! Of, nisipul are un gust nasol! Bleah! Poate că n-a observat! Cred că a durut, dar a fost amuzant! Gata, mă duc acasă! Dar, vin înapoi! Te-ai lăsat șlapul! E rupt, poate reușesc să-l repar! Bagă bareta prin gaură! Apoi ia doza și scoate-i cheița! Pune-o în jurul baretei și strânge-o bine! Zici că e nou! Nu pot să cred că a râs de mine! E un nesimțit! Grozav! Mi-am rupt șlapul! E cea mai nasoală zi! În sfârșit i-am găsit! Am ceva pentru tine! Uite, l-am reparat! Stai să ți-l pun! Ce romantic! Ca într-un basm! Ești frumusică, chiar dacă ai nisip în păr! Spui cele mai drăguțe chestii! Hei, ăla e un rechin? Ah, nu e așa că e relaxant? Stretching-ul este o cale grozavă de a te relaxa! Bună! Scuze că am întârziat! Putea să bată și mai tare soarele? Abia văd instructorul! Știam eu că ar fi trebuit să-mi iau ochelarii de soare! Stai! Ce mișcare e aia? Mâna stângă? Îmi distrage atenția! De la atât a uitat chiorâș, mă ia durerea de cap! Ah, suntem la picioare acum! Stai, ce fac? Vai! Soare, idiot! Îmi distrugi ședința de yoga! Haideți, ochilor, concentrați-vă! Văd doar o formă de om în ceață! Ah! Știu! Ups, am nevoie de asta! Ai un covoraș vechi de yoga? Decupează două forme așa! Cu vârful foarfecii! Fă două găuri, câte una pe fiecare parte! Bagă brațele ochelarilor în ele! Apoi trage-le până la capăt! Ok, m-am întors! Dar de data asta nu mă voi mai lupta cu razele malefice ale soarelui! Ia uite-o! Mersi, domnule vizor! Uite ce covoraș are tipul ăla! De fapt, e chiar genial! Fac și eu ce pot! Întâi am luat... Ah, scuze!
Un minut și 20. E un nou record când îmi țin respirația. Cum arăt? Grozav! O să fac niște poze pentru Instagram. Dăm ceva spectaculos. Oh, da, asta era. Sunt grozave. Aoleu, se pare că nu ești așa de fotogenică. Ce? Lasă-te mai jos. Încearcă dintr-un alt unghi. Sigur, o să meargă. Poate. Cu grijă. Acum telefonul meu e ud. Poate dacă îl suflu. Nu vreau să-mi stric telefonul. Gândește. Stai așa, băutura asta mi-a dat o idee. O să pun paharul gol în piscină. Îmi bag telefonul în pahar și apoi îl scufund mai mult în apă. Am o cameră subacvatică și telefonul meu nu se udă. Arată așa de bine astea. Wow! Arăt uimitor! Ce cald e azi afară! Abia aștept să mă bronzez puțin pe picioare. Da, chiar e relaxant, dar aș vrea să mă uit la niște clipuri. Of, ce tare bate soarele! Nu văd deloc ecranul! Ce se întâmplă? Nu văd nimic! Nu înțeleg nimic din clipul ăsta! Ha? Ce faci acolo? Poftim! Cred că ai mai multă nevoie de ei decât mine! Super, mersi! Acum ar trebui să văd mai bine! De fapt, nu mă ajută deloc! Soarele e prea puternic! Am nevoie de ceva care să-mi umbrească telefonul! Ce naiba e asta? La naiba! Șlapul ăsta nu e ce trebuie! Oh, ia uite! Tipul ăla face yoga! Ce bine își menține echilibrul! Hei, mi-a venit o idee! Am nevoie de asta! Așa! Hei, am o soluție pentru problema ta cu soarele! Trebuie doar să tai o bucată din salteaua de yoga. Apoi o să folosesc frigăruia asta pentru a face două găuri în bucata asta. Așa, acum am nevoie de ochelarii de soare. O să bag brațele prin găurile făcute. Bun, funcționează! Și acum o să trag asta peste lentile. Perfect, așa, poftim, încearcă-i acum. Arată cam ciudat, dar ok. Nu cred, ce tari sunt! Acum văd perfect ecranul. Ești absolut genială! Șamponul ăsta antimătrață chiar funcționează. Ha? Nu e apă! Ce se întâmplă? Arăt ridicol! Trebuie să găsesc un duș. Trebuie să pot folosi ceva de pe aici. Sper să nu mă vadă nimeni. Cât de jenant! Nu e amuzant, fraților? Poate merge să folosesc punga aia? Fix ce-mi trebuia! O să o umplu cu apă din piscină. Apoi o să o leg de duș. Acum trebuie doar să fac niște găuri în pungă. Un duș improvizat! Oh, ce drăguț e inelul ăsta! Sper să-i placă! Oare care e cel mai bun mod de a-i oferi? Oh, a ajuns mai devreme! Trebuie să-l ascund! Bună, scuze, dar ți-am cumpărat ceva! Oh, wow! Un inel! Mulțumesc! Stai să ți-l pun pe deget. Ah, alunecat! Lasă-mă să... să mai încerc o dată. O să încerc alt deget. Poate... Da, nu se potrivește. E ok, nu-i bai. Vreau să beau ceva. Stai așa! Ți-o deschid eu. Nu reușesc. Ok, o să încerc să folosesc cuțitul ăsta. Poate dacă îmi folosesc dinții... Oh, nu face asta! Poți să spargi dinții! Of, azi nu-mi iese nimic. Mi-a rămas inelul ăsta. Poate îl pot pune pe deget și îl pot folosi așa. A funcționat! Hei, uite sticla! Da, am folosit inelul. Am scos capacul cu el. Hei, am o idee! Pot să port inelul la gât pe post de colier. Așa nu mai contează dacă nu mi se potrivește pe deget. Abia aștept să fac scufundări. Mi-am luat ochelarii, sunt pregătită. Au, au! Cine pune pietre pe o plajă? Nu e așa de rău, e doar durere. Hai că poți! Am reușit! Acum o să văd toți peștișorii frumoși. Nu par deloc suspect în hainele astea negre. Cea mai tare camuflare. Ce avem noi aici? Bomboane, o minge, un telefon și bani. Bingo, sunt bogată. Ce zi? Hei, tu!
alea sunt ale mele! Oprește-te! Coațo, trebuie să not mai rapid! Ha? Ai zis ceva? Vrei să-ți iau și bomboanele? Ok, mersi! Delicioase! Și acum să fug! Aproape că am ajuns! Nu, pietre idiote! Auci! Au! Ah! Chiar nu se grăbește deloc! O să iau și telefonul, și ghiozdanul, și tubul de snorkeling! Mersi! Nu! Stai! Vino înapoi! Nu! Lucrurile mele! Sunt încă aici! Iu! Mingea asta de tenis ar putea fi utilă! Mai întâi, ia un borcan! Pune niște lipici pe capac! Lipește mingea de tenis pe capac! Acum pot să-mi țin bomboanele, banii și alte chestii în siguranță! Închide borcanul și apoi îngroapă-l în nisip! Mingea de tenis îmi arată unde e îngropată comoara mea! Perfect! Nimic nu o să-mi strice ziua asta acum! În afară de pietrele astea stupide! Ce plimbare plăcută și ce priveliște frumoasă! Da, să zicem! Hai să coborâm pe plaja aia! Nu vreau să cobor! Pare plină de nisip! Serios? Haide! Am bătut tot drumul ăsta! Bine! Ce de nisip! Am și lapii plini de nisip! Mai bine mă sui pe piatra asta! Hei! Ce e? Nu vreau să merg mai departe! Of, ce stresantă ești azi! Stai să-ți ajustezi șlapii! O să dau jos bretelele și o să folosesc un pistol cu lipici fierbinte. O să adaug niște lipici fierbinte de-a lungul tălpilor șlapilor. Așa, cred că merge! Și acum o să lipesc deasupra încă o talpă de șlapi. O să o apăs bine ca să mă asigur că s-au lipit bine. 4 tălpi sunt suficiente, cred! Gata, te-am rezolvat! Șlapii noi! Chiar funcționează bine, m-a impresionat! Acum nu mai am nisip pe degete! Gata, sunt gata să mergem la plajă! Este trucul tău preferat pentru plajă? Spune-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri utile și distractive!